Sunt aceste produse satelitare care sunt deschise publicului. Unul dintre ele foarte interesant este Forest Landscape Integrity Index, care arată pădurile lumii și cam care este gradul de impact antropic. 2020 a apărut. Da, și cu siguranță o să fie actualizat, e un produs viu. Ce ne spune acest produs? Ne spune exact adevărul, un adevăr care, sincer, chiar e un adevăr care ar trebui să-l vadă, mă rog, așa-l văd eu. Deci, ne arată că din Europa, pădurile alea verzi, cu un verde crud, adică nu neatinse, ci gospodărite, dar gospodărite bine, sunt în partea de sud-est a Europei. Adică Carpații românești și da, zona balcanică. Da, da. Deci ne arată foarte clar acest lucru și prin asta sper eu că dărâmă două mituri. Faptul că nu sunt neatinse pădurile, sunt gospodărite și asta noi o știm. Da? Deci cele strict protejate și care oricum multe sunt strict protejate relativ recent, de câteva zeci de ani, nu de 100 de ani, dar sunt 2%. Deci restul toate sunt gospodărite. Deci dacă toate pădurile sunt gospodărite și arată așa bine, de ce ne-am teme că le distrugem cu același fel de gospodărire? În loc să-l sprijinim și da, să-i vedem poate puncte slabe, iar unul dintre punctele lui nu neapărat slabe, dar pericolele care ar putea să îl facă să nu funcționeze chiar bine, este viabilitatea economică. Apropo de Forest Landscape Integrity Index, am realizat un episod cu Mihai Niță, colegul tău de la facultate, strict pe tema acestor imagini satelitare care sunt foarte obiective și dau o imagine de ansamblu la nivel mondial. Așa că și eu vă invit, Forest Landscape Integrity Index, un click, e un articol științific acolo, 47 de științoloși, cum le zic eu, niciunul din România ca să nu fie subiectivism, dar de la universități de top din SUA, Austria, Australia, World Resources Institute și multe alte entități din astea reprezentative inclusiv la nivel mondial, inclusiv ONG-uri, WWF, îmi amintesc logo-ul de, de pe acel website, dar e și harta dinamică și vă invit să mergeți zoom in, zoom out, unde e maro, înseamnă că pădurile, ce înseamnă că sunt? Deci nu înseamnă că nu sunt păduri, înseamnă că sunt păduri, dar în care pe lângă intervenția omului ca gestionare, ca silvicultură, mai sunt probabil foarte fărâmițate, prezență drumuri, localități, situri industriale, știu eu, autostrăzi. Adică Alpii, nu? Sau? Probabil că da, n-am căutat foarte... Spune că m-am uitat și în Alpii Austriei și toate țările dezvoltate. Da, deci nu că nu sunt păduri acolo, dar de asta ar fi foarte bine să înțelegem de ce oare și